Mami, mă vei mai iubi dacă? De Catherine LeBlanc. În timp ce se joacă afară, Martin își agață hăinuța de o creangă. Of, mama va fi tare supărată când o va vedea. Mama stă pe fotoliu și pare obosită. A muncit toată ziua. O, Doamne, cum ai rupt-o? Dă-mi-o să-ți o cos, exclamă ea când zărește în mâna lui hăinuța ruptă. Ursulețul este trist. Ce s-a întâmplat? Întreabă mama, în timp ce caută în cutie ața potrivită. Mami, îmi pare rău că mi-am rupt hăinuța. Mă mai iubești? Sigur că te iubesc, puiul meu. Să încetezi să te iubesc doar pentru atâta lucru? Mama coase cu împunsături mici hăinuța, în timp ce Martin scotocește prin cutia cu papiote și nasturi, apoi întreabă. Mă vei mai iubi și dacă îmi voi strica toate hăinuțele? Dacă vei face asta, voi fi foarte supărată, dar cu siguranță tot te voi iubi. Martin se mai liniștește puțin. Construiește o căsuță din nasturi de toate culorile. Deodată întreabă. Dar mă vei mai iubi și dacă la școală voi lua note mici? Voi fi foarte dezamăgită dacă se va întâmpla asta, dar nu voi înceta să te iubesc, răspunde mama. Și dacă voi fi foarte rău, dacă voi sări pe pat și îl voi rupe, dacă voi face dezordine în casă, chiar și atunci mă vei iubi? Cu siguranță voi fi foarte supărată și voi încerca să te opresc, dar tot te voi iubi, puiul meu drag. Ursulețul tot nu se lasă și mai pune o întrebare. Dar dacă voi deveni mare, fioros, verde și plin de purici? Ei, asta e cu totul altceva, râde mama. Însă lui Martin nu-i arde de râs. Vezi, într-o zi n-o să mă mai iubești. Asta nu se va întâmpla. Vei rămâne întotdeauna copilul meu și te voi iubi la fel de mult orice s-ar întâmpla. Iubirea mea nu se va schimba niciodată. Dar Martin vrea să fie sigur, foarte sigur că mama îl va iubi întotdeauna. Și îi mai pune o întrebare. Și dacă eu voi înceta să te iubesc? Atunci voi fi foarte, foarte tristă și voi plânge mult, dar tot nu voi înceta să te iubesc. Pe Martin îl mai frământă ceva, dar de data asta nu prea îndrăznește să întrebe. Dintr-o mișcare împrăștie pe jos nasturi din care construise căsuța. Într-un târziu, întreabă încet. Și dacă tu o să mori? Mama se oprește din cusut și îl privește cu atenție. Mi-a pus o întrebare la care mi-este foarte greu să răspund, dar cred că nici atunci nu voi înceta să te iubesc. Dar eu cum voi ști asta? Întreabă ursulețul. Când vei simți pe fața ta mângâierea blândă a vântului, când vei vedea stropii de apă care strălucesc în soare și când vei auzi cântecul păsărilor care zboară pe deasupra capului, în adâncul inimii tale vei ști asta. Dar uite, acum sunt aici, sunt în viață. Martin vine și se cuibărește fericit în brațele mamei. Deodată, coboară de pe fotoliu și începe să se tăvălească pe jos. Aleargă din ce în ce mai repede, făcând ca un avion. Martin, potolește-te, râde mama. Atunci, ursulețul strigă. Și dacă eu nu mai vreau să mă iubești? Mama privește lung la hăinuța copilului. O, atunci aș aștepta până când tu mă vei iubi din nou. Nu va dura prea mult. Martin privește la burta mare a mamei sale și pune ultima întrebare. Și dacă într-o zi vei iubi pe altcineva mai mult decât mă iubești pe mine? Mai mult decât pe tine? Asta este imposibil. Pe ea o voi iubi într-un mod diferit. Și asta nu va schimba cu nimic lucrurile, pentru că pe tine te voi iubi întotdeauna. Rupe ața, adună papiotele și pune deoparte hăinuța pentru Martin. Ursulețul se îmbracă și se întoarce să se joace cu prietenii săi. Nu mai are întrebări. Poate una singură.
Dar dacă eu, mami, voi iubi pe altcineva mai mult decât pe tine? Mama îl privește liniștită. Eu te voi iubi întotdeauna, iar tu poți iubi pe cine vrei tu.